În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Tată din ceruri, te rog să-mi binecuvântezi familia, prietenii, rudele și pe cei pe care îi iubesc și pe cei care citesc această rugăciune chiar acum. Arată-le Tu o nouă imagine a dragostei și puterii Tale nemărginite. Duhule Sfânt, te rog să-i ajuți chiar în acest moment. Acolo unde există durere, te rog să le dăruiești pacea și mila Ta. Acolo unde există îndoială, te rog să le inspiri o încredere înnoită prin harul Tău. Unde există o nevoie, te rog să le împlinești. Binecuvântează-le Tu căminul, familia, munca, dă-le înțelepciune și lumina în viața lor. Binecuvântează-i când pleacă și când se întorc acasă. Merge înaintea lor și deschide-le cale. Călăuzește și ocrotește-i clipă de clipă în toată viața lor. Iartă-le lor păcatele făcute cu voie sau fără de voie, cu știință și din neștiință, sau pe cele pe care nu și le amintesc. Condui Tu pe calea Ta cea sfântă, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Doamne, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, vă mulțumesc că veți face mai mult decât pot eu cere. Amin.